Să uitați mai ales la un nou episod. Acesta va fi un episod în care o să zic un vlog, să zic așa. Bun, suntem în Fizeșu Gheri la o fetiță. Bun, aici vedem jucările ei pe numea, fetiță se cheamă Anastasia. Și vedem jucările ei, mobila, ceva dulapuri, televizorul, un ursuleț mare, ulița ei, un pat, uitați acolo avem o minge. Îl vedem pe verișorul meu, Alex, aici cu o măsuță, vedem și un leu. Bun, are sticky zvăcă și frigiderul, dați un pic mâna, Alex, uitați. Și arată și este la testul. După aia are un fel de calendar aici. Aici am găsit bronza, domnul trebuie să spun bronza. Bun. În continuare o să vă arăt aici mirașul. Baia. Bun. Geam. Camera asta nu o să vă pot arăta. E mușa unde ieși afară. Oare baie? Aici. Un domn părinte. Aici. Aici e ceva birou. Că tatălui e preot ca și tatăl meu. Știu că vorbesc așa, dar sunt la cineva și nu vreau să deranjez și să stric tare. Aici e masa, un pat, geamul aici la noi plouă foarte tare. Fotoliu, flori, tot așa un fotoliu, o minge. Bun, să ne mai uităm mai departe. Caloriferul, ce am un televizor mic și frigider, un frigider și bucătăria. Aici bucătăria și tot ce conține. Și cam atât. Este un vlog frumos. Sper să fie un vlog foarte frumos, deci sper să vă placă. Vreau să vă multe like-uri și abonați, să vă abonați. Și cam atât cu acest episod. În următorul episod nu știu dacă o să facă FIFA 2019. Încă nu-i chiar așa sigur. Aici mai vedem încă o dată pe verișorul meu, Alex, care se joacă cu ceva jucărie. Aici vedem afară. Vedeți că mama mă uită prin perdea. Se la Fizeșu Gherle, cum v-am mai spus, la părintele Dacian. Bun. Și cam atât, nu mai am ce să vă spun despre această casă, că nu e etaj afară, nu vă prea pot arăta. Ce joc Bun. Da, o să ne vedem la următorul episod. Vă rog să dați like-uri și să vă abonați. Nu uitați să vă abonați. Și să scrieți în comentarii cum v-a plăcut acest episod, dacă nu v-a plăcut, ce ar mai trebui să fac ca să am mai mulți abonați sau să zic așa. Bun. Și uitați acum, Alex face niște balonașe, dacă vedeți, care vin acum pe mine, uitați. Bun. Și cam atât, nu vă mai las, nu vă mai țin așa mult. Salutare!